Bine ați venit la un nou episod din Români Celebri de Necunoscuți. Eu sunt Matei, de la Travel with Matei, și astăzi vom discuta despre una dintre cele mai mari actrițe pe care le-a avut țara noastră vreodată. Este vorba de brăileanca Maria Filotti, care și-a dedicat întreaga viață actoriei, jucând în total în 167 de piese de teatru. A avut 45 de roluri principale și a împărțit marile scene de teatru ale țării cu alți actori legendari ai României, precum Notara, Agata Bârsescu, Toni Bulandra sau Maria Ventura. Cariera ei s-a întins pe mai bine de 5 decenii și a rămas și astăzi o figură emblematică a orașului Brăila, dovadă că teatrul principal din oraș încă îi poartă numele. În minutele care urmează vă invit să descoperim împreună viața celei care va deveni cunoscută drept boieroaica teatrului românesc. Înainte de asta, nu uitați să vă abonați dacă vă place seria noastră de pe YouTube și vreți să ne susțineți pe mai departe. De asemenea, nu uitați să activați notificările din clopoțelul care vă anunță de fiecare dată când apare un nou român celebru de necunoscut. Bun, acum să înceapă povestea. Maria Filotti se naște pe 9 octombrie 1883 în satul Batogu, comuna Cireșu, județul Brăila. Este crescută la țară și până în clasele primare se bucură de o copilărie normală, lipsită de evenimente notabile. La un moment dat, Maria merge cu părinții în Brăila ca să vadă un spectacol al unei trupe de teatru venite în turneu. Inițial, micuța Maria adorme în timpul spectacolului, dar se trezește brusc în timpul unei scene care implică împușcături. Din acel moment și până la finalul spectacolului, Maria nu-și mai ia privirea de la scenă și de la actorii care însuflețeau personajele de poveste. Fără să știe încă, acest prim spectacol pe care îl vede împreună cu părinții săi în Brăila va influența parcursul ei pe mai departe în viață. În 1895, odată cu finalizarea claselor primare, părinții decid să o trimită pe Maria să studieze la un liceu din Brăila. Problema era că în oraș nu exista încă un liceu de stat pentru fete, așa că se apelează la varianta înscrierii Mariei ca internă la o instituție particulară întemeiată de un grec și un italian și numită Școala Secundară de Fete Penetis și Zurmali. Atenție, internă se referă la internat, nu la internship. Mutarea în Brăila se dovedește a fi o decizie bună pentru Maria, terminând liceul cu brio. Se hotărăște să se înscrie la Universitatea București, la secțiile litere, filozofie și drept. Și se pregătește în acest sens cu tema pentru examenul de bacalaureat, opera politică și literară a lui Dimitrie Cantemir. La examenul de bacalaureat pe care îl susține la liceul IC Masim, președintele comisiei, Ștefan Sihleanu, care era culme și directorul Teatrului Național București în momentul respectiv, rămâne impresionat de prezentare și vede în Maria un potențial actoricesc. O îndeamnă să se înscrie și la Conservatorul de Muzică și Artă Dramatică, iar Maria îi urmează sfatul. La conservator va deveni eleva maestrei Aristița Romanescu, care va ajunge să-i fie și mentor și îi va influența foarte mult parcursul în carieră. Aristița Romanescu va fi cea care îl va convinge pe tatăl Mariei să nu se mai împotrivească deciziei acesteia de a deveni actriță. Tot ea va fi și cea care o ia pe Maria în primul ei turneu unde va juca prima ei piesă de teatru, numită Gioconda, în stagiunea 1904-1905 din Craiova. Între timp, Maria Filotti renunță la facultatea de drept și în 1906 dă examenul de absolvire a conservatorului cu piesa Fedra. Imediat după absolvire, primește o ofertă de nerefuzat de la proaspătul director al Teatrului Național Iași, scriitorul Haralamb Leca. La îndemnul Aristizei, Maria acceptă provocarea, se mută în Iași și debutează pe scena Teatrului Ieșean pe 1 septembrie 1906, cu piesa Fântâna Blanduziei. Spectacolul era prilejuit de dezvelirea bustului lui Vasile Alexandri în fața Teatrului Național din Iași. Urmează un an foarte bun pentru Maria Filotti pe scena Ieșeană, care impresionează publicul cu fiecare rol jucat în piesele În lumea mare, Victimele legii, Banii, Jucătorii de cărți, Martira și Două orfeline. Succesul din Iași o propulsează în 1907 într-un nou turneu prin țară, unde va împărți scena cu însăși mentora ei, Aristița Romanescu. La finalul turneului primește o nouă ofertă, de data asta de la Teatrul Național București. Maria acceptă și se mută în București, ca apoi să debuteze pe scena bucureșteană pe data de 29 septembrie 1907, în rolul Vidrei din piesa Răzvan și Vidra scrisă de HD.
Acest rol devine cea mai bună reprezentație pe scenă a Mariei Filotti. Iar din acel moment, ea devine cea mai răvnită actriță a teatrului românesc. Succesul o duce în anturajul prințului Ioan Cantacuzino, celebrul savant al cărui nume îl poartă astăzi Institutul de Seruri și Vaccinuri din București. Cei doi fac un copil pe Ion Filotti Cantacuzino, cel care va deveni scriitor, producător, critic, dar și psihiatru. Nepotul ei, adică fiul lui Ion Filotti Cantacuzino, va fi prințul Șerban Cantacuzino, actor de teatru și de film, care moare în 2011 la Paris. Apropo de Șerban Cantacuzino, el reprezintă a 26-a generație dintr-o familie cu ștate vechi în Europa, cea a Cantacuzinilor, care își trag rădăcinile din împărați bizantini și voievozi români, precum Șerban Cantacuzino și Constantin Brâncoveanu. Lesne de înțeles acum de ce Maria primește titulatura de boieroaica teatrului românesc. Revenind la povestea noastră, în 1909 Maria primește o bursă de studiu și pleacă în Viena pentru un an. La întoarcere, continuă să joace pentru Teatrul Național din București în diferite piese. Primul război mondial o aduce înapoi în Iași, unde organizează un spital de campanie care se ocupă de îngrijirea soldaților răniți pe front. În paralel, joacă și teatru pe scena ieșeană, cu scopul de a lua spectatorilor gândul de la război și greutățile cotidiene. După terminarea războiului, se angajează ca profesoară la conservator, unde va profesa pentru următoarele aproape 3 decenii. Continuă să joace teatru alături de mari artiști precum Constantin Notara, Ion Manolescu, Maria Ventura sau Tony Bulandra. Este apreciată și iubită atât de spectatori cât și de critici. Mihail Sebastian, scriitor și critic de teatru din Brăila, scria despre rolul ei din piesa Pariziana următoarele. Și-a construit rolul patetic cu resurse de comediană mare, făcându-ne să uităm tot ce ar fi fost fals și vechi. A creat o femeie, a schițat un caracter, a descoperit un umor ascuns, a făcut să strălucească o replică ștearsă. Încă un mare succes al unei artiste mari. În 1930 este aleasă președinta Sindicatului Artiștilor Dramatici și Lirici, devenind membră și reprezentant a României la Comitetul Internațional al Societății Universale de Teatru. Această poziție îi oferă șansa să participe din partea României la marile congrese de teatru organizate la Hamburg, Paris, Roma, Zürich, Moscova, Viena și Londra. Se folosește de această ocazie și reușește să-i vadă pe scena pariziană pe mari actori de comedie francezi Sarah Bernhardt și Jean Coquelin, din prestația cărora se va inspira foarte mult pe viitor. În tot acest timp, în țară, devine societară de onoare a Teatrului Național București și reușește să revitalizeze teatrul mic, pe care oamenii îl cunoșteau de acum drept Teatrul Maria Filotti. Al doilea război mondial o găsește în București, iar teatrul său mic este distrus din cauza bombardamentelor. Maria reușește după război, cu împrumuturi de la bănci și cu ajutorul fiului său, să ridice o nouă clădire a teatrului mic. Reușește să joace aici până la naționalizarea făcută de comuniști, actori mari precum Birlic și Beligan. Pe 23 ianuarie 1953, prin decretul numărul 43 al Prezidiului Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste Române, îi se acordă titlul de Artist al Poporului, pentru meritele deosebite în artă și pentru activitatea meritoasă. Cred că s-a bucurat foarte mult de acest titlu, mai ales că își pierduse teatrul pe mâna lor. Maria Filotti moare pe 5 noiembrie 1956 în București, la vârsta de 73 de ani. Lasă în urmă o carieră de peste 50 de ani, 167 de piese de teatru jucate și 45 de roluri principale. Pe lângă teatru, Maria Filotti joacă și în 4 filme la începuturile cinematografiei românești. Acestea sunt Înșirate Mărgărite, Independența României, Pe Valurile Fericirii și Visul unei nopți de iarnă. Din 1969, teatrul din Brăila îi poartă numele. Practic, numele Maria Filotti a fost sinonim cu teatrul, celebra actriță brăileană dedicându-și întreaga viață acestei arte. Așa cum spunea însă și artista, dacă ar fi să reîncep viața și ar fi să aleg între munca istovitoare din teatru și o viață tihnită și îmbelșugată, mă întrebați ce aș alege? Teatrul. Între teatru și comorile lumii, aș alege teatrul. Și cu aceste frumoase vorbe încheiem și noi acest minunat videoclip. Dacă v-a plăcut și vreți să ne susțineți pe mai departe în misiunea noastră de a vă aduce cei mai celebri de necunoscuți români pe YouTube, abonați-vă la canal și apăsați clopoțelul pentru a fi primii care află când apare următorul video. De asemenea, urmăriți-ne și pe Instagram, Trevoluit Matei, Irinuca210, The Studio Iași și Fica Iași.
Apropo de Fica Iași, mulțumim și gazdei noastre de astăzi. Dacă vreți să savurați o cafea extraordinară, într-un ambient plăcut cu oameni super faini, Fica este locul potrivit pentru voi. Eu am fost Matei, de la Travel with Matei, și v-am țucat.